Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom vorbi despre cărți, așa cum v-am promis. Dar înainte de a fi prezentate cărțile, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul și, dacă vă place, un like! Vă mulțumesc mult! Astăzi mi-am propus să vă arăt 4 serii de cărți de autor pe care eu le iubesc extraordinar, în care se împletește dragostea, aventura, dar nu în ultimul rând, prezentarea cadrului în care se află, adică a țărilor, a locurilor fantastice în care aceste aventuri au parte. Haideți să începem. Prima serie pe care vă arăt este scrisă de către Wilbur Smith. Acesta este un scriitor care s-a născut în Zambia și din seria aceasta pe care o vedeți și care încă nu este toată tradusă la noi, reiese cel mai mult și cel mai mult dragostea lui față de Africa. Africa toată, în special Africa de Sud. Dar sunt prezentate diferite țări din Africa, cât și alte continente, dar 99% este prezentată Africa. Seria este fantastică, vă recomand din suflet. Dragoste, ură, acțiune. Sunt cărțile în care atunci când spui gata, știu cine cu cine, ce se întâmplă și așa, rămâneți înmărmuriți, nici într-un fel nu o să rămână așa cum ne gândim noi de la început. Este fantastică această serie. Ea este împărțită în două și o să vi le prezint pe rând. Prima serie se numește, de fapt, toată seria se numește Saga familiei Courtney, da? În care este prezentată această familie, începând din anii 1870 pe acolo, din Africa de Sud, până în anii 1970, deci aproape de zilele noastre. Vă recomand, nu vă plictisiți. O să rămâneți impresionați de aceste cărți, mai ales acum că puteți să le cumpărați pe toate. Eu a trebuit să aștept în fiecare an sau chiar la 2 ani apariția unui volum. Așa au fost scoase la editura Rao, dar voi le puteți lua acum pe toate, citindu-le. O să rămâneți impresionați. Hai să vi le prezint. Deci, primul volum se numește Festinul Leilor și chiar cei de la Rao văd că au ținut cont de dragostea acestui scriitor față de Africa lui iubită. Da? A doilea volum se numește Sunetul Tunetului. Ele au format mic, dar sunt destul de groase. Ok. Al treilea se numește Sanctuarul și uitați ce frumoasă e. Iar povestea este fantastică. Al patrulea e Țărmul în flăcări și e destul de groasă. Al cincelea este Puterea sabiei. Al șaselea este Furia. Și ne întoarcem tot în Africa, chiar cum este prezentată coperta, așa e și acțiunea. Al șaptelea este Vulpea Aurie. Și al optelea este Vremea Morții, în care este foarte bine arătată această luptă de apartheid din Africa de Sud, toate conflictele extraordinar de frumos sunt arătate și prezentate de către acest uimitor scriitor. Și aici se încheie cum ar veni prima parte a acestei serii în care este prezentată familia Courtney. De la volumul 9, autorul a dorit să ne prezinte strămoșii acestora, adică primii care au sosit din această familie în Africa de Sud. De aici încep povești de aventură, pirați,
navigatori extraordinari. Deci este un fel de pre înaintea acestei serii. Și a început cu Păsări de pradă. Musonul, uitați cât este de frumos. E adevărat, e foarte, foarte gros. Dar uitați cât de frumos. Orizontul albastru. Și ultima carte care a fost tradusă la noi. În total sunt 19 volume. Acesta este volumul 12, Triumful Soarelui. Ne întoarcem în Africa. Anul acesta va apărea al 13-lea volum, Asegai. De-abia aștept să-l iau. Voi aveți norocul, cum am mai spus, de a le putea cumpăra pe toate, de a urmări firul povestirii până la sfârșit. Eu ar trebui să aștept, dar nu-mi pare rău, sunt fantastice. Bun, aceasta este prima serie pe care v-am arătat-o. Trecem la a doua serie și o prezentare a altei țări extraordinare cu această carte, care se numește Shantaram, volumul 1 și volumul 2. Cum vedeți și aici, este vorba despre India. Deci, această carte, scrisă de Gregory David Roberts, se bazează pe un caz real. Gregory David Roberts a fost închis în Australia pentru trafic cu droguri, a evadat și a ajuns în India. Acolo, el a trăit o bună perioadă de timp și a scris aceste cărți fantastice. Deci, India este arătată foarte, foarte frumos. În sensul, ni se arată și partea bogată și partea săracă. Dar totul împletit cu aventură, totul împletit cu dragoste. Vi le recomand pe amândouă. Acestea au apărut la editura, imediat să vă spun, Alfa. Vi le recomand. În anul trecut a apărut și partea a doua acestei serii, care continuă aventura lui în India, Umbra Muntelui. Acesta este destul de groasă și așa arată. Vă recomand. Nu o să regretați niciun minut. Este o carte, sunt cărți care nu le lăsați din mână. Iar scriitorul e atât de cursiv și atât de frumos prezintă India și aventurile și prietenia și tradițiile. Ori să vă placă, nici nu se pune problema. Bun. A treia serie pe care vă arăt, trecem într-un alt registru și trecem în Suedia. Cu această serie de autor Camilla Läckberg, care seria se numește Filbaka, care urmărește povestea scriitoarei Erika, stați imediat că vă spun, Erika Falk, da? O tânără scriitoare care se îndrăgostește, care descoperă descoperă și o istorie a familiei ei, în timp ce se îndrăgostește și își formează o familie, deci e și o poveste de dragoste, ea scrie cărțile și în același timp rezolvă și cazuri de crime de polițist. Ce vrea ea să ne arată mai mult? Că în Suedia există și acea parte întunecată, acea parte pe care noi nu o știm. Suedia nu este numai țara cea liniștită, cu oameni liniștiți, ci are și o istorie sau lucruri care sunt mai ascunse. Chiar o să rămâneți mirați cum gândesc și cum sunt suedezii. Merge foarte mult pe psihologia personajelor, este o serie extraordinară, vă spun, este găsiți aici aventură, dragoste, polițist, genul polițist, tot ceea ce doriți. Mie mi-a plăcut foarte mult, la fel am așteptat în fiecare an apariția câte unui volum la editura 3. Acum puteți să le cumpărați pe toate câte au fost traduse în limba română și acesta este prima, Prințesa Ghețurilor.
a doua se numește Predicatorul. A treia se numește Cioplitorul în piatră. Se citește foarte ușor, vă prinde subiectul și o urmăriți și la fel n-o să știi niciodată sfârșitul. Piazarea. Copilul german. Aici ea își descoperă o istorie în familie destul de dură, legată de cel de-al doilea război mondial, foarte interesant. Sirena. Pasnicul farului. Făuritoarea de îngeri. Foarte frumoase cărțile. Îmbluzitorul de lei. Și mi-a plăcut că editura a păstrat același format de carte. Și ultima care a apărut, Vrăjitoarea. Vă recomand din suflet să citiți această serie, vă va place extraordinar. Bun, și pentru că v-am arătat trei serii în diferite părți ale lumii, m-am gândit să vă arăt și o serie care mi-a plăcut foarte mult, care vorbește despre România, bineînțeles, nu România de acum, prezentă, și vă prezint această trilogie a reginei Maria, se numește Povestea vieții mele. Ea vine așa, adică așa am luat-o eu în acest format. Îmi pare rău că e puțin aici ruptă, dar așa a venit de la început. Și haideți să vă arăt cele trei cărți care... care sunt prezentate în această trilogie. Volumul numărul 1. Volumul numărul 2. Și volumul numărul 3. Vă recomand să citiți aceste cărți. Din ele reiese dragostea reginei Maria pentru România. România din anii aceea dinainte de unire, deci înaintea 1918. Dragostea pentru România, descrierea situației României în acea perioadă și multă, multă istorie este prezentată. Istorie pe care noi, din păcate, nu am învățat-o așa cum ar trebui, dar asta e altă poveste. Vă recomand aceste trei cărți. Acum nu știu cum se mai găsește la editura Rao, dar se citește foarte ușor și eu cred că vă vor plăcea. Mulțumesc că m-ați urmărit și acum. Rămâneți pe canalul meu, dacă vă și abonați. O să urmeze serii, pentru că am foarte multe cărți, serii pentru copii, de dragoste, cărți de dragoste și polițiste. Mulțumesc încă o dată. Voi reveni cu alte cărți, vă pup și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!